timpul înaintează cu grăbire și de la început vreau să spun că s-ar putea după masa aceasta să depășim puțin timpul rânduit pentru părtășie, adică ora 8. Dar dacă se va întâmpla să depășim, nu cu mult. Este o seară de sărbătoare, mai întâi pentru că Biserica sărbătorește revărsarea Duhului Sfânt, își aduce aminte de evenimentul acesta care a început în urmă cu 2000 de ani și care nu s-a încheiat nici acum. Și îl slăvim pe Dumnezeu pentru că El încă mai botează cu Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Dar este o dublă sărbătoare pentru că una din familiile bisericii, familia Surducan, fratele Doru, sora Lidia, astăzi, cu bucurie, cu emoție, au adus în casa Domnului un copilaș pe care l-au căpătat de la Domnul, un copilaș peste care astăzi vom chema aici numele Domnului, peste care vom rosti rugăciunea de binecuvântare, un copilaș pentru care biserica s-a rugat, pentru că previziunile medicilor au fost îngrijorătoare. Și biserica a fost chemată la post și rugăciune și mulțumim în numele familiei, fraților și surorilor care au pus umărul la această lucrare. Și vrem să vă spunem că este nevoie în continuare de rugăciune pentru ca Dumnezeu să-și arate slava și să lase o mărturie și sub privirile medicilor. Să vadă că statisticile lor se înșeală atunci când ei nu țin seama de Dumnezeu. Înainte de a vorbi din cuvântul pe care l-am ales pentru seara aceasta, Psalmul 128, mi-am adus aminte de ceva când am văzut grupa de copii cântând aici în față și o să împărtășesc cu dumneavoastră ceva. Nu cu multă vreme în urmă am primit o scrisoare și pentru că eram foarte ocupat, n-am citit-o imediat ce am primit-o. Am lăsat să treacă, să zicem, câteva zile. În scrisoarea respectivă, o femeie mai în vârstă, probabil sora de-a noastră, venită în vizită și nu la prima vizită în Canada, exprimă un cuvânt de mulțumire la adresa bisericii în general. Și, în mod deosebit, un cuvânt de mulțumire rostea sau scria pentru învățătorii de la școala duminecală. Am bănuit din scrisoarea respectivă că dumneaei este o bunică venită în vizită, care în timpul vizitei și-a dus nepoțelul la adunare, la grupa de copii, nu știu la care grupă, probabil că la grupa mică. Și dumneaei în scrisoare mărturisea cu bucurie în inimă că asupra copilașului acestui, asupra nepoțelului dumneaei, programul de la grupa mică a avut așa un impact deosebit, a văzut schimbări reale. M-am bucurat să citesc lucrurile acestea, m-am bucurat să văd că dumneaei mulțumea și fraților și surorilor de la Ordine, de la Ușă, care întotdeauna i-au găsit un loc aici, mai în față, i-au făcut loc. Și aveam multe cuvinte de apreciere la adresa bisericii. Mă bucur pentru lucrul acesta și dau slavă Domnului. Domnul să îi binecuvânteze pe toți membrii bisericii lui de aici. Amin. În seara aceasta am citit cuvintele Psalmului 128. Cuvinte scrise de un psalmist necunoscut. De obicei se spune, este un psalm al lui David, este un psalm al lui Asaf, este un psalm al lui Moise sau al lui Solomon. Dar psalmul 128 nu este atribuit unui anume psalmist cunoscut de noi. Mulți însă îl atribuie lui Solomon, pentru că psalmul de dinainte, psalmul 127, este un psalm al lui Solomon. Și a stat în obiceiul oamenilor din vechime, când au adunat cărțile Vechiului Testament, să așeze la oaltă, aproape una de alta, cărțile care sunt scrise, sau se credea că sunt scrise de același autor. Pe de altă parte, dacă veți analiza cu atenție și vocabularul Psalmului 128 și forma în care sunt exprimate gândurile, sintaxa frazei,
modul de a gândi și de a percepe lucrurile, toate acestea te îndreaptă cu gândul către Solomon. Solomon spune într-una din cărțile lui că și-a pus inima să cerceteze și să adâncească cu înțelepciune toate lucrurile care se întâmplă sub soare. El s-a uitat cu băgare de seamă la toate experiențele vieții pe care a avut oportunitatea să le vadă și a încercat să le înțeleagă, să le pătrundă cu înțelepciune. De aceea stă scris în Cartea Sfântă că el a scris vreo 3.000 de pilde, a scris 1.005 cântări, o grămadă de proverbe, psalmi, a scris foarte mult omul acesta. Iată că aici, în psalmul 128, sub privirile lui cercetătoare, este omul care se teme de Dumnezeu. În psalmul acesta, el scrie despre omul care se teme de Dumnezeu și care umblă în căile lui Dumnezeu. Despre omul acesta, el vorbește aici, în scurte cuvinte, dar adânci, și menționează 5 binecuvântări de care el are parte. Cea de-a 5-a binecuvântare este binecuvântarea pe care o are prin copii. N-aș vrea să creadă cineva că ei, copiii, sunt așezați la urmă. Eu am spus și în o altă împrejurare când am vorbit din psalmul acesta, eu cred că le-a așezat în ordine crescătoare. Sau cel puțin așa cred eu. Dar așa să fac o precizare. Toate acestea 5 pe care ni le dorim și noi, fără îndoială, toate acestea 5 sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă peste omul care se teme de Domnul și care umblă în căile Lui. Vedeți dumneavoastră, este aici o precizare foarte importantă. Omul care umblă în căile Lui Dumnezeu. Pentru că teama de Dumnezeu, când este reală, nu doar declarată, nu doar mărturisită cu gura, teama de Dumnezeu, când ea este reală, când locuiește în inima cuiva, când caracterizează viața cuiva, această teamă de Dumnezeu îl va face pe omul acela să umple în căile lui Dumnezeu. Indiferent că se găsește în casa de rugăciune, în parcarea bisericii, că se găsește la magazin, la cumpărături, că se găsește pe malul râului la pescuit, că se găsește cu cortul într-o tabără undeva, că este la serviciu, indiferent în ce loc s-ar găsi, omul acela trăiește umblând în căile lui Dumnezeu, pentru că se teme de Dumnezeu. Există oameni și nu sunt puțini printre noi creștinii care dovedesc o anumită evlavie și o preocupare pentru o conduită aleasă doar atunci când sunt în incinta bisericii sau foarte aproape de ea. Atunci când au impresia că s-ar putea să-i vadă cineva, un frate din comitet, păstorul sau mai știu eu cine. Aș vrea să vă spun, asta nu-i teamă de Dumnezeu. Asta e teamă de comitet. Asta e teamă de oameni. Teama de Dumnezeu te face să umbli în căile Lui, chiar și în locul în care știi sigur că nu te vede nimeni, absolut nimeni. Aia e teamă de Dumnezeu. Pentru un astfel de om, Dumnezeu are considerație, are prețuire. Pe un asemenea om, spunea înțeleptul Solomon din vechime, pe un asemenea om Dumnezeu îl binecuvântează. Timpul nu este prea bogat, prea darnic cu mine în seara aceasta, ca să pot vorbi despre toate cele 5 binecuvântări. Pe primele 4 le voi trece așa mai îndreabă, pentru ca să mă opresc un pic mai mult la cea de-a 5-a, pentru că suntem la un serviciu de binecuvântare. Prima binecuvântare a omului care se teme de Domnul și care umblă în căile lui Dumnezeu este că omul acela se bucură de lucrul mâinilor lui. Data trecută, când am vorbit despre lucrurile acestea, cu ceva vreme în urmă, spuneam că am cunoscut un om care era foarte bun meseriaș. Avea o mână bună în meseria în care el lucra. Angajatorul lui îl plătea bine. Numai că, în ciuda acestui fapt, omul acesta nu putea să adune un ban pe oaltă și să realizeze ceva. Pentru că de lucrul mâinilor lui, și muncea destul de mult, după cum am văzut eu, de lucrul mâinilor lui se bucurau mereu alții. Îndată ce primea salariul, omul acesta fugea repede
la jocuri mecanice sau la alte feluri în care oamenii trag nădejde înșelătoare că dacă investesc vor câștiga mult. Și de ani de zile, omul acesta, cam de vârsta mea sau poate puțin mai tânăr, orice bani îl câștiga, îl dădea acolo. Poate că nu l-am mai văzut pe omul acela de vreo 8 sau 10 ani. De mult nu l-am mai văzut. Dar în urmă cu două săptămâni l-am întâlnit în un magazin din oraș. Întâi am auzit vocea, stăteam cu cineva de vorbă și mi-am dat seama, e o voce cunoscută. Și când m-am întors, el era. Aș vrea să vă spun că l-am văzut cu aceleași haine și, deși eu nu judec pe oameni după haine, mi-am dat seama imediat că se scaldă în aceeași ape, în aceleași ape și este în aceeași situație. Mai era cu cineva și când am privit și persoana cealaltă, mi-am dat seama că omul respectiv, deși au trecut atâția ani, deși era un muncitor bun, deși câștiga bine, n-a realizat nimic. Dar nu prea mult vreau să vorbesc despre lucrul, despre omul acesta. Omul care se teme de Domnul și umblă în căile Lui, lucrează cu curăție. Și așa după cum spunea psalmistul în Psalmul 1, el ce începe, el duce la bun sfârșit. Psalmistul acolo în Psalmul 1, fericea pe omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Dar de ce ar face cineva toate lucrurile acestea? De ce s-ar opri de la toate aceste lucruri? Știți de ce? Pentru că se teme de Domnul. Omul care se teme de Domnul nu se implică în lucrurile acelea. Și de aceea spune psalmistul puțin mai târziu despre el, în același psalm 1, omul acela ce începe duce la bun sfârșit. În istoria poporului evreu, dacă vă uitați, veți vedea mai ales în Cartea Judecător, lucrul acesta este foarte frumos arătat. În repetate rândul poporului Dumnezeu, l-a mâniat pe Dumnezeu, umblând după zeii păgâni ai popoarelor din jur. Și de fiecare dată când lucrul acesta se întâmpla, Dumnezeu era dezamăgit de ei, supărat pe ei și îi dădea în mâinile asupritorilor. Veneau ba unii, ba alții și le culegeau toată roada muncilor de pe ogoare. Vă amintiți că Gedeon atunci când i s-a arătat Îngerul Domnului, bătea grâul în teas, cuvânt să-l ascundă. Repede, repede, măcar că muncise ogorul și avea dreptul să se bucure de rezultatul muncii și al crudei lui și al familiei lui. Dar totul trebuia făcut cât mai repede și nascuns, pentru că nevăleau madianiții cale cursele și culegeau totul. Nu veneau madianiții să te ajute să destelenești ogorul. Nu veneau madianiții să te ajute să ari ogorul acela. Nu veneau să te ajute să-l semeni. Nu veneau să te ajute să smulgi buruiana, să îngrijești cultura. Ei veneau doar la roade, să culeagă, să adune. Și munca mâinilor tale, truda de peste an, se pleca, se ducea în depărtare, în nori de praf, încărcată pe asini, pe cămile ale năvălitorilor. Ăsta, când vede, se gândește la toate aceste lucruri și vine Îngerul Domnului la el și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Și dintr-o dată Gedeon, care avea atât de multe întrebări în inimă, zice: Domnul meu, dacă ești cu mine, dacă Domnul este cu mine, pentru ce mi se întâmplă toate aceste lucruri? Punea întrebări de parcă poporul Dumnezeu ar fi trăit în evlavie și neprihănire. Numai că poporul Dumnezeu în perioada respectivă nu se temea de Dumnezeu, că de aceea umbla după Dumnezeii păgâni. Și chiar în curtea casei tatălui său erau stâlpi idolești. N-ar fi trebuit să întrebe Gedeon de ce mi se întâmplă aceste lucruri, pentru că răspunsul era în curtea tatălui său. Numai că el nu voia să vadă, sau nu putea să vadă. Omul care se teme de Domnul se bucură de lucrul mâinilor lui. El ce începe duce la bun sfârșit. Măriți să fie Domnul. A doilea rând, omul care se teme de Domnul este fericit. Dați-mi voie să vă spun că trăim într-o societate care este foarte puternic însetată după fericire. Aleargă oamenii și dau bani mulți, căutând iluzoria fericirii. Numai că n-au cum să o găsească, pentru că ea nu se găsește acolo unde o caută ei. Adevărata fericire este într-o relație reală, vie, puternică cu Dumnezeu. Când trăiești cu Dumnezeu, când îl simți pe Dumnezeu aproape, atunci poți să guști adevărata fericire. Asaf ne-a vorbit despre experiențele lui în Psalmul 73.
S-a uitat la cei din vremea lui care nu trăiau ca el. El căuta să-și curățească mâinile, să-și îndrepte umblările după legea lui Dumnezeu. Și s-a uitat la alții care nu făceau lucrul acesta și i-a văzut, gândea el, că-s fericiți, că le merge bine, că reușesc în toate, că lumea îi apreciază, că lumea le ia. Orice cuvânt ar spune ăia și o prostie, mâine ar fi deja lozincă și ar fi în presă. Și zice Asaf, eram gata să trag concluzia că eu degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Numai că Dumnezeu s-a ocupat de el, pentru că s-a îndurat de el. Și Dumnezeu i-a deschis ochii într-o zi când Asaf a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat aminte. Și la un moment dat zice el, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Adevărata fericire, dragii mei, mă credeți sau nu, adevărata fericire este într-o viață trăită cu Dumnezeu. Să-L simți pe Dumnezeu aproape, să-L simți că ți este binevoitor, să-L simți că îl chemi și El îți răspunde, că zici Tată și El este acolo, zici iată-mă, să-L simți că este cu tine. Asta e adevărata fericire. Fericirea, să știți că nu e un concept legat de posesiuni materiale și foarte mulți oameni cred că e așa. Își imaginează că nu sunt fericiți pentru că n-au modelul acela de, mai știu ce mașină, nu dau nume. Își imaginează că nu sunt fericiți pentru că n-au casa aceea cu 5 dormitoare și 3 garaje. Și imaginează că nu sunt fericiți pentru că n-au reușit anul acesta să plece în concediu sau în vacanță în Republica Dominicană sau în Grecia. Dacă lucrurile astea așa, fericirea ar fi rezervată celor care dispun din punct de vedere material. Dar adevărata fericire, să știți că este pus la dispoziția și a celor simpli, și a celor care cresc 4 copii într-o simplă odaie, și a celor care merg 5 km pe jos la adunare când n-au mașină, și ei pot să fie fericiți și sunt fericiți. Binecuvântat să fie Domnul. O a treia binecuvântare, omul acelui care se teme de Domnul și umblă în căile lui, spunea psalmistul, m-am uitat și am văzut că-i merge bine. Aici ar fi multe de spus, pentru că noi ne imaginăm că omul care investește și scoate profit, ăla îi merge bine. Cui îi merge bine și cui nu îi merge bine? Nu e timpul să discutăm în seara aceasta, poate într-o altă împrejurare. Am adus aminte de tatăl meu care, atunci când eram copil, se uita cum crește grâul, v-am mai spus lucrul acesta, îl mângâia cu mâna, se uita peste holde, zicea, ce bine merge grâului anul acesta. Era grâul frumos, era des, buriană mai puțină, frumos ca peria. Cea tatăl meu, ce bine îi merge grâului anul acesta. Pentru că în anul acela toate condițiile erau prielnice și vremea și ploaia și toate celelalte. Omul căruia îi merge bine, să știți că omul acela se vede că e înfloritor. Și nu din punct de vedere material, ci din punct de vedere sufletesc, spiritual. Doamne, binecuvântează-ne cu astfel de stare. În alt ordine de idei, omul care se teme de Domnul și umblă în căile Lui este binecuvântat și prin aceea pe care o are lângă El. Pentru că în versetul 3 este scris, nevastă-ta este ca o viță roditoare lăuntru casei tale. Aduc aminte că pe un frate păstor din București l-am auzit spunând, n-am să-i dau numele pentru că cei care sunteți din București îl știți. În toamna anului 92 l-am auzit spunând, zâmbitor, fraților, știți de câte ori rodește vița pe an? O dată pe an, zicea el. Așa este și soția celui care se teme de Domnul. Au trecut de atunci, iată, 25 de ani. Dacă l-aș întreba, el nu s-ar califica aici, deși el alții ar știu să le spună. Aș vrea să vă spun, aici este vorba despre o binecuvântare adâncă, o binecuvântare frumoasă. Nu e vorba despre numărul de copii, cât să-ți naște nevasta, dacă o dată pe an sau... Nu e vorba despre asta, e vorba despre altceva. Nevasta ta e lângă tine, te bucuri de ea. Este ceva care este ajutorul potrivit a cărei energie creatoare este în folosul tău și lucrează pentru tine. Femeia înțeleaptă, spunea Solomon, își zidește casa, cealaltă face altceva și nu intru în detalii.
Acea binecuvântare și la aceasta aș fi vrut să zăbovesc mai mult. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Adevărul este că eu nu am văzut lăstari de măslin. Și nu știu exact la ce se gândea psalmistul când a scris despre această binecuvântare. Dar din modul în care se exprimă el, înțeleg că e vorba despre ceva frumos. Haideți să cugetăm un pic împrejurul mesei tale. Copiii ăștia pe care Domnul ți-a dat, îi ai lângă tine. Când se așează masa, sunt acolo. Noi trăim într-o societate, am spus-o și în alte împrejurări, într-o societate cu relații rupte. Sunt pline orașele astea din Canada de manuale pentru oameni în vârstă. Și dacă ai merge să stai de vorbă cu ei, mulți dintre ei ți-ar spune poveștile lor triste. Ei ar spune că au copii, băieți și fete care s-au realizat în viață. Unui director la, mai știu eu, Hydro-Québec, altui director la Molson, altul cine știe pe unde. Și dacă îi întreba când te-au vizitat ultima dată, să fi fost în anul cu eclipsa, să fi fost înainte de aia, nu mai știu, sărași. Și atunci, la ce bun că fiul tău a ajuns mare crai pe scara socială dacă nu mai știe de tine? Dacă n-ai mai stat cu el la masă, dacă nu te-ai bucurat de o părtășie reală cu el de nu știu câtă vreme, ce rost că e mare șef pe nu știu unde? Și tu ești într-un azil de bătrân. Dar omul care se teme de Domnul, omul acela este binecuvântat și prin descendența lui. N-aș vrea să intru în prea multe detalii. Uitați-vă la societatea de adopție. O politică falimentară vis-a-vis de copii și vreau să vă spun, un stat care are o politică greșită față de copii este un stat care nu stă în picioare multă vreme, vorbind în istorie, sigur. Au spus că e greu să ai prea mulți copii și au încurajat pe oameni să aibă câte unul. La un moment dat s-au dezmeticit că se îmbătrânește populația. Că nu are cine, păi ajungem tot la pensie, oare cine ne întreține, cine se ocupă, cine face aia, cine face cealaltă. Pentru că o politică proastă generează probleme și încercând să rezolve problema, au creat alte probleme. Au zis, importăm, aducem. Și despre problemele pe care le vor crea, aducând, nu vreau să vorbesc în seara aceasta aici, ar fi trebuit să-și revizuiască politica și atitudinea vis-a-vis de generația care vine din urmă față de copii. Și să întărească relațiile dintre părinți și copii, nu să lovească în ele fără milă. Cineva spunea săptămâna asta că în provincia vecină de la sud s-a dat recent o lege, una dintre cele mai proaste câte puteau fi date vreodată. Dacă se consideră, nu știu cine trebuie să considere asta, dacă se consideră că tu ca părinte îți crești copiii într-un spirit de respingere față de homosexual și față de lesbiene, statul ar avea dreptul, provincia, guvernul provincial ar avea dreptul să vină să-ți ia copiii. Aș vrut să-i întreb pe domnii ăștia care gândesc nu cu capul. Ce alt motiv veți mai invoca să puneți mâna pe copiii noștri? Ce alt motiv veți mai găsi dacă ăsta nu va funcționa tare bine? Cum adică să fii să-mi iei copilul? Carne din carnea mea și os din oasele mele. Dar societatea între acolo merge. Omul care se teme de Domnul este binecuvântat și prin copiii lui. Știți ceva? Dacă îi veți crește în frică și temere de cuvântul Domnului și când vor fi mari, îi veți avea în jurul vostru la masă. Sora Lidia, când vei așeza masa, în jurul mesei, vor fi copilașii voștri și vă veți bucura de ei. Câtă vreme nu sunt căsătoriți și sunt încă în casa voastră, ei nu vor lăsa singuri. Nu vor pleca să ia dinerul sau să mănânce cu alții pe nu știu unde. Și voi să stați, să vă uitați singuri cu unul la altul. Copiii celui care se teme de Domnul sunt ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei. Am râs mult când băiatul meu mai mare s-a căsătorit, pentru că am știut că rămâne un loc liber la masă, că rămâne o cameră goală în casă, că, mă rog, erau mult mai multe alte lucruri. Dar până când vine vremea să se căsătorească, să ne plece din casă, ei sunt acolo, ca niște lăstari de măslin.
Frate Doru, sora Lidia, îi vei spune acum, nu aude ce o să spun. Frate Doru, să vă temeți de Domnul. Să umblați în căile Lui. Eu nu știu ce v-am dat de Dumnezeu să vină peste lumea aceasta. Dar după cum umblă lumea aceasta, numai bine n-ar putea să vină. Aș vrea să vă spun. Dacă voi vă temeți de Domnul, dacă umblați în căile Lui, dacă în casa voastră numele Domnului este cinstit, dacă în casa voastră despre lucrarea lui Dumnezeu se vorbește cu respect și reverență, dacă cuvântul Domnului este la loc de cinste și rugăciunea la fel, veți avea în el un sprijin tare și voi și copiii voștri. David a spus cândva, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Psalmul 37, versetul 25. Eu cred că psalmul ăsta l-a scris la bătrânețe, că nu-i potrivit pentru un tânăr de 18 ani să spună am fost tânăr și am îmbătrânit. Cred că l-a scris la bătrânețe când a putut să vadă de-a lungul anilor, în scurgerea vremii, a văzut că Dumnezeu este credincios. Și vreau să vă asigur, Dumnezeu este credincios. Binecuvântat să fie. Mă opresc aici, timpul deja s-a scurs. O să vă invit să veniți în față, o să invit biserica să se ridice în picioare. Vom trece la oficierea propriu-zisă a actului de binecuvântare. Chiar dacă așteptăm puțin. Sora Lidia, încep. Ai în brațe o comoară prețioasă, o binecuvântare. Acestuia, ca slujitor al lui Dumnezeu, voi citi cuvântul Scripturilor, un cuvânt pe care Dumnezeu însuși l-a dăruit lui Moise și i-a spus lui Moise, Moise, așa să procedezi, așa să-ți faci și așa să spui și tu dacă vei face așa, eu voi face partea mea. Îl citesc cu mare reverență cuvântul acesta peste acest copilaș frumos, cu numele Amiel Elias. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește-le aruncă fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Amiel Elias. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Amiel Elias. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Amiel Elias. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.